Da. Sunt 15 grade cu plus. A început partida de la Tiraspol. Șerif în echipament de culoare galbenă va ataca de la stânga la dreapta, iar Milsami în echipament de culoare roșie va ataca de la dreapta la stânga. Și un foul comis de Shahrom Samiev, atacantul din Tajikistan, l-a faultat acolo pe ivorianul Armel Zuri. Spuneam, Șerif este lideră, dar de fapt să menționăm faptul că ambele formații deja au reușit să se califice în etapa finală a Superligii. Nu mai pot fi ajunse de alte echipe. Șerif este lideră în clasament cu 25 de puncte. Milsami a coborât între timp pe locul 3. Are 22 de puncte, fiind întrecută de Zimbru, care a ajuns la 24 de puncte. O primă acțiune și pentru echipa oaspete. Lambarski deposedat acolo la mijlocul terenului. Talal scoate bine până la Mbekeli, dar bine că și-a încheiat cupelele în prima fază a competiției. Nu mai devreme, astfel s-a pregătit de romantul lipsit să se poată cu mult mai bine pentru grupul Europa League.
Acolo unde Teraspolenii luptă pentru un loc 3 care ar asigura calificarea în primăvara europeană în Conference League. Milsami însă încearcă să-și omogenizeze lotul, să-și îmbunătățească jocul în perspectiva returului, acolo unde cu siguranță Vulturii Roșii vor încerca să dea lovitura. Jerif are și o restanță în fața orheienilor, trebuie să-și ia revanșa pentru acea înfrângere din prima parte a sezonului, când Milsami a obținut o victorie destul de convingătoare în fața Șerifului cu 2-0, fiind singura înfrângere a Șerifului. Acum acțiunea campioanei Moldovei. Bechelie a scos o minge în centrul careului, însă foarte atenți fundașii formației orheiene. Continuă atacul gazdelor cu întreg efectivul în jumătate de teren a oaspeților. Artunduaga, nu, era Joao Paulo, înapoi până la Didier Bueno. Roman Pilipciuc, cel care a preluat formația la începutul lunii octombrie, după ce italianul Roberto Bordin a fost demis pentru un eșec rușinos în Europa League, 6-0 cu Slavia Praga. Au ceva de împărțit acolo jucătorii celor două formații, a fost un duel mai aprig dintre Svinarenko și Mbekeli și, dacă am văzut bine, a fost acolo un braț al lui Mbekeli care l-a atins poate involuntar pe Svinarenko. Da, vom avea multe dueluri tari în această seară, multe luptă va fi pe fiecare metru de teren. Timbur trimite înapoi și acum degajează portarul lui Milsami. A văzut acolo care unui coleg de său, Lambarski. Spate în centru, Bolohan. Iată-l pe Camara, deja în propria jumătate de teren. Bolohan. Etapa 11, spuneam că se încheie astăzi cu acest meci în partidele disputate mai devreme. Dacia Buicani, Spartanii 1-1, poate cel mai surprinzător rezultat al etapei. Petrocub a omilit-o pe FC Florești cu 6-0 într-o partidă care a fost întreruptă timp de 50 de minute din cauza unei ploi torențiale. Iar astăzi, spuneam ceva mai devreme, Zimbru Chișinău a obținut o victorie dificilă pe terenul lui CSF Bălți cu 1-0. Astfel se cunosc deja 5 echipe calificate în faza finală, pe lângă Șerif și Milsami. De asemenea, Zimbru, Petrocub și Bălți, de asemenea, s-au calificat în faza play-off, fază care va decide titlul de campioană și fază care va începe în primăvara anului viitor. A rămas o singură necunoscută, de fapt două, să spunem așa. Pentru locul 6 luptă în acest moment FC Florești, care are 7 puncte, Dacia Buicani, care are 6 puncte, și Spartanii, care cu 3 etape până la final mai păstrează șanse, au 2 puncte, însă sunt prea multe probleme la această echipă, care l-au demis pe antrenorul Vlad Goian. Destul de calm jocul de la Tiraspol. Săptămâna viitoare deja Șerif are un meci mult mai important pe terenul lui Servet Geneva. În tur, la Tiraspol, cele două formații au remizat 1-1, astfel că ambele au acumulat primele puncte în grupa C, din care mai fac parte AS Roma și Slavia Praga. Svinarenko repune această minge. Și acum Bolohan, pus sub presiune de către Ricardini, o trimite în afara terenului. Zuri. Aruncă această minge. Ca de obicei, foarte multe acțiuni ale teraspolenilor sunt purtate pe această parte, unde este fundașul Zuri, foarte activ, care preferă deseori să urce în atac. Este cel de-al 48-lea meci direct în Superliga dintre Șerif și Milsami.
Tiraspolenii au câștigat 34, iar Milsami 7. În alte 6 au fost consemnate rezultate de egalitate. Golaverajul evident este mult mai favorabil pentru Sheriff, 78-24. Spuneam, ultima dată cele două echipe s-au întâlnit în luna august, iar Milsami s-a impus destul de convingător în fața unui Sheriff apatic, 2-0, prin golurile marcate de Igor Lambarski și Artem Puntus. Artem Puntus, care s-a accidentat în meciul cu Petrocu. Să vedem acum acțiune interesantă. Talal scoate această minge pentru Ricardinho, apare în Becheli, trece de un adversar, înapoi până la Badolo. Pic cam incomod pentru marocanul Talal. Centrare în fața porții, fără emoții pentru portarul Emil Tâmbur. Au încercat orhenii să declanșeze un contraatac cu această minge pentru urcarea lui Shahrom Samiev. A fost să fie și acum un fault comis de Igor Lambarski. Pe parcursul săptămânii, cele două echipe s-au încălzit binișor, dacă putem spune așa, în cadrul Cupei Moldovei Moltelecom. Au obținut victorii fără emoții. Sheriff a trecut de echipa din Liga 1, FC Meungheni, cu 5-0. Iar Milsami a trecut de FC Fălești cu 2-0. Bun, această diagonală pentru Paereli. Foarte multe faulturi, foarte multe fragmentări, din păcate, acest derby al etapei cu numărul 11. Daniel Luca din ce în ce mai prezent în joc. Sheriff încearcă să pună stăpânire încă din start. Deocamdată se mulțumesc cu o posesie prelungită a balonului. Un nou atac pe stânga, Joao Paulo. Înapoi până la Badolo. Este acolo Artunduaga, nu ajunge mingea la columbian. Dar se replează Talal. Din nou în posesie lui Roman Pilipciuc. Un antrenor ucrainean în vârstă de 57 de ani, cunoscut amatorilor fotbalului de la noi. A antrenat în perioada anilor 2008-2009 echipa Dacia Chișinău, cu care a devenit vicecampion a Moldovei și a jucat în finala Cupei Moldovei. Atunci Dacia a pierdut duelurile chiar împotriva Șerifului, echipă la care acum lucrează specialistul ucrainean. În Bechelie, foarte tehnic, cameronezul este acolo, Zuri, poate să centreze, o face destul de bine, rea cu capul Ricardinho pe deasupra porții. Oricum consemnăm o primă ocazie importantă pentru echipa gazdă. S-a înalțat bine acolo Ricardinho, s-a desprins și de marcajul lui Dinu Graur. Ricardinho, care odată cu venirea antrenorului Roman Pilipciuc, a preluat și banderola de capitan. Până acum, sub comanda lui Roberto Bordin, marocanul Amin Talal era capitanul echipei. Minge de angajare destul de bună pentru Shahrom Samiev. A protejat bine atacantul din Tajikistan, cel care a început sezonul la Zimbru Chișinău, dar până la urmă s-a transferat la Milsami. În etapa trecută, Shahrom Samiev a reușit să marcheze primul său gol pentru Milsami în partida cu Petrocub, încheiată la egalitate 1-1.
Destul de puțină lume. Sunt câteva sute de oameni care au ales să petreacă această seară de duminică în tribunele Complexului Sportiv Șerif din Tiraspol, arena mică, arena care este gazda meciurilor echipei Șerif în cadrul Superligii. A încercat o nouă minge de angajare de această dată pentru Camara, foarte atent Gabi Chichi. Roman Pilipciuc pe alocuri este nevoit să improvizeze, nu de alta, dar în cupele europene are la dispoziție un lot, iar în campionat poate folosi mult mai mulți jucători. Oricum, trebuie să ia în calcul și participarea în cupele europene, astfel că majoritatea jucătorilor importanți primesc minute bune de joc. Ricardinho, o minge în față pentru Ancheie. Ancheie care a devenit o piesă de bază sub comanda ucraineanului Roman Pilipciuc și care este la 3 goluri, are 3 goluri marcate în Superliga. Însă golgheterul formației este Amin Talal, care are 6 reușite. Este pe locul 2 în clasamentul golgheterilor, lider fiind Radu Gânsari de la Milsami. Nu prea l-am văzut în această seară pe decarul lui Milsami. Lambarski, pentru mai multă siguranță, trimite la portarul Tâmbur. Un prim plan cu antrenorul ucrainean Roman Pilipciuc, care se pare că nu este tocmai mulțumit de ce vede el pe gazonul verde din partea elevilor săi. Iată acum o greșeală și poate scăpa periculos Ricardinho, însă este în fața a 3 adversari, continuă de unul singur, dar mult mai experimentatul Vadim Bolohan. Imperial la recuperare, l-a deposedat pe capitanul gazdelor, un duel al capitanilor așadar. Și acum o greșeală de începătură a lui Camara, care a scăpat nepermis mingea la o fază simplă. Acesta este Vladimir Gudev și el care a reluat în acest sezon echipa orheiană. L-a înlocuit pe Serghei Dubrovin. Acesta a fost demis la scurt timp după ce Milsami a fost eliminată din UEFA Conference League de către lituanienii de la Panevėžys. După un 2-2 în deplasare, Milsami nu a fost în stare să obțină calificarea în fața propriilor suporteri, pierzând meciul retur cu 1-0. Spuneam la câteva zile după acest eșec, Serghei Dubrovin alături de secundul său Ghenadie Pușca au fost demiși, iar echipa a fost preluată de Vladimir Gudev, un antrenor cu puțină experiență, dar iată care a reușit să resusciteze un pic jocul echipei orheiene. Aceștia au avut o serie destul de bună, fiind timp de mai multe etape lideră în campionat. Paerele, într-un duel cu Didier Bueno, foarte bine s-a descurcat fundașul șerifului. Badolo încearcă să-și prelungească această minge și vedem un fault al lui Artem Dijinari. De nou acalmie. Șerif construiește migălos, fiecare acțiune de atac implică chiar și pe fundașii centrali Didier Bueno sau Gabi Chichi. Un 2 aici, a apărut însă foarte bine Dan Lisu, un jucător component al Naționalei de Tineret care a venit în această vară de la defuncta formație Sfântul Gheorghe. Mai mulți jucători a acestei formații au ajuns în rândul altor cluburi din Superliga. Ce păcat pentru această formație care a dispărut. Acum atac promițător pentru oaspeți Ahrom Samiev pe partea stângă.
Vine acolo Didier Bueno, centrarea lui Samiev, însă direct în blocajul lui Zuri. Și acum Badolo, João Paulo. 20 de minute scurse din această primă repriză. În continuare fără goluri la Tiraspol. Însă din ce vedem până acum, cele două formații nu forțează nota. Șerif construiește atent acțiunile de atac, iar Milsam încearcă de fiecare dată să dea lovitura pe contraatac. Deocamdată se descurcă ambele defensive. Revedem acțiunea de mai devreme în care Samie va încerca să centreze. Au cerut penalti, însă pe fază era și centralul Daniel Luca, care nu a dictat nimic. Va fi repunere din marginea terenului pentru Milsami. Dinu Graur, fost internațional moldovean, înalță această minge în direcția lui Shahrom Samie, foarte atent însă Gabi Kiki. Didier Bueno, Talal caută un coechipier, are doar opțiunea lui Zuri și primește acesta imediat. Ricardinho, luat în primire de doi adversari, faultat capitanul brazilian. Intervine Luca pentru a calma spiritele. Din cele 22 de minute jucate, am avut doar o singură ocazie de poartă. Acea reluare cu capul a lui Ricardinho. Încă o lovitură liberă de la mare distanță, lateral dreapta. Centrare, João Paulo respinge omniprezentul Vadim Bolohan, însă primul la balon este Bechelie, centrare deviată și va fi lovitură de colț pentru Șerif. Sinarenko este ultimul care a atins această minge. Tot Ricardinho va executa cornerul, nu înainte ca centralul Daniel Lucas să cheme la disciplină jucătorii celor două formații la această fază fixă. Centrează Ricardinho și din nou Bolohan, fault în atac. Nu, de această dată Artem Dicinar este cel care a intervenit salvator la formația orheiană. A apărut acolo foarte bine Gabi Kiki, dar a depășit limitele regulamentului. În ciuda unor probleme la Milsami, iată, vedem că acestea au fost redresate și formația orheiană are o prestație destul de bună. Am mai spus, pentru câteva etape Milsami a fost lider în campionat. Însă ultimele rezultate au aruncat-o pe Milsami deja pe locul 3. A fost acolo o înfrângere categorică la Bălți cu 3-0, apoi a urmat un rezultat de egalitate cu Petrocub și cu siguranță vom vedea o altă față a tuturor echipelor în faza finală a campionatului. În Bechelie, luat în primire de Camara, este Zuri, reprimește camerunezul. Component al naționalii Camerunului, Bekele, și care cel mai probabil va vedea cartonașul galben. Într-adevăr, un fault inutil comis din spate de către Bekele asupra lui Gânsari. Bekele, care are
în palmares și o participare la campionatul mondial din Qatar, acolo unde a reușit chiar să paseze decisiv în victoria naționalei sale cu Brazilia 1-0. Aboubakar a marcat golul victoriei din centrarea lui Mbekele, fotbalist în vârstă de 25 de ani. 25 de minute scurse, fără mari ocazii în cele două părți. Dan Lisu din nou se face vinovat. M-a călcat aici involuntar, ce drept, Ricardinho. Bueno încearcă o diagonală filtrant acolo pentru Mbekele. Zuri recuperează, așteaptă Mbekele, este preferat Amin Talal. Centrare la marginea careului, mingea se duce lateral stânga, ajunge acolo João Paulo. Ancheie, nu s-a văzut nigerianul până acum, nu a avut nicio acțiune periculoasă. Din nou Mbekele în duel cu Sinarenko și va fi o nouă lovitură de colț pentru gazde. Spuneam, cele două echipe s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Moldovei Multelecom. Vor juca Milsami cu Zimbru și Șerif cu Victoria, iar câștigătoarea din cele două perechi vor disputa semifinala. Deci, să zicem așa, sunt șanse mari ca Milsami și Șerif, dacă vor reuși să treacă de adversarele lor, să se dueleze în penultima etapă a competiției. Meciurile sunt programate pe 2 și 3 martie, iar returul pe 3 și 4 aprilie. Centrare destul de bună, respinge Dan Lisu. Este out pentru Șif, care rămâne în preajma careului Orhean. Artunduaga se pregătește să repună. Face puternic până la João Paulo, șut în blocaj și va fi din nou lovitură de colț. Să vedem și această fază fixă. Șerif domină și la acest capitol. Ricardinho. Centrare la prima bară. Respinge Lambarski. Nu reușește să dezvolte acest atac și acum Orhenii pot pleca pe contraatac, dar Shahrom Samiev pierde un tempo, atacul devine unul pozițional. Lisu pentru Lambarski, Dijinari. A fost o minge de angajare pentru Radu Gânsari. Deloc activ golgheterul campionatului și al echipei Orhene. Mbekele a încercat să treacă de același Sinarenko, interesant duel dintre cei doi. Am văzut multe acțiuni care au avut în prim plan pe cei doi fotbaliști. Mult mai calm Roman Filipciuc față de predecesorul său.
Didier Bueno. João Paulo. Zuri. A trecut bine acolo de Camara, apare în Bekele la susținere. Greșește acum Talal, urmează și greșel din partea oaspeților. Faultat, încheie și va fi un cartonaș galben pentru capitanul Vadim Bolohan. Nu a fost iertat de către arbitrul Daniel Luca. Mai puțin de un sfert de oră din acest meci. Șerif controlează mersul acestei partide, dar deocamdată nu reușește să înscrie, ce-i drept. Nu a avut nici mare ocazie de gol la poarta lui Tâmbur. João Paulo cu o centrare direct în brațele lui Emil Tâmbur. Un portar care evoluează de mulți ani la formația orheiană. Se complică Vulturii Roșii la această fază. Și să vedem acum, João Paulo este în careu, centrare în fața porții și gol! David Anchier reușește să înscrie. O fază școală reușită de formația gazdă. Toate meritele le are João Paulo. Iată, revedem acțiunea. Totul a început cu o degajare greșită a capitanului Bolohan. Mirge interceptată de João Paulo, care iată a luptat până la urmă. A reușit să continue atacul. Între timp au ceva îndepărțit acolo câțiva jucători la centrul terenului. Va trebui să intervină arbitrul Daniel Luca. Ancheie care reușește un nou gol în Superliga. Un atacant înalt, în vârstă de 22 de ani. Așadar, Șerif este la conducere. Tocmai spuneam că nu au avut ocazii clare de gol multe în acest meci. Iată că a venit acest gol care a consolidat dominarea teritorială a campioanei Moldovei. Însă acum poate fi deranj. Radu Gânsar este la marginea careului, poate să șuteze, o face. Însă mingea a fost deviată și ajunge până în brațele portarului Coval. S-a descurcat aici, nu? O deviere, nici nu a mai apucat să șuteze așa cum trebuie. Se complică acum Coval. Sunt tocmai trei jucători ai lui Milsami la pressing. Și acum descoperiți echipa lui Vladimir Gudev, João Paulo, zonă centrală. Ține de minge și este deposedat de Mamadou Camara. Iată, am văzut cât de letali pot fi teraspolenii dacă scapă spre poarta adversă. Din nou contraatac al oaspeților. Camara șutează oarecum nepregătit și mingea trece pe lângă poartă. Pe fază era și portarul Maxim Coval. Face semn Daniel Luca lui Maxim Coval să repună mai repede balonul în joc. Un meci care este lipsit de intensitate.
Spuneam cu multe etape până la finalul primei etape a campionatului. Atât Cerif cât și Milsami au asigurat prezența în play-off-ul competiției. Poate astfel se explică că cele două formații joacă cu viteze reduse. Cerif nu traversează poate cea mai bună perioadă. A venit acel 0-6 în Europa League contra Slaviei Praga. Cea mai categorică înfrângere a Șerifului atât în cupele europene, dar cât și din istorie. Samiev, un jucător puternic, componenta naționalei Tajikistanului, care a mai trecut prin campionatul Moldovei, evoluând în trecut la formația Dinamo Autotiraspol, pentru care a reușit să marcheze 8 goluri. Foarte vocifer antrenorul oaspeților Vladimir Gudev, care își îndeamnă elevii săi să facă pressing. Iar acum vine un foul din partea lui Vadim Pairele asupra lui Alejandro Artunduaga, un fundaș columbian. Aurhei a fost o cu totul altă poveste. Milsami a jucat mult mai curajos, a creat mult mai multe ocazii de gol, două dintre care au fost fructificate de Igor Lambarski și Artem Puntus. Astăzi vedem un Milsami foarte șters. Încearcă elevii lui Vladimir Gudev să pună presiune pe defensiva tiraspolenilor, însă când vine vorba de faza de construcție, și aici sunt probleme pentru Vulturii Roșii. Minutul 38 este 1-0. Grație acelui gol marcat de David Ancheie, greșesc tiraspolenii acum. Samiev obține autul pe partea stângă, repune repede până la Radu Gânsare, întoarce doi adversari, Radu Gânsare însă apare acolo Didier Bionă, dar continuă Radu Gânsare și obține lovitura de colț. Poate fi deranj la poarta lui Maxim Coval, foarte bătăios în sensul bun al cuvântului la această fază Radu Gânsare, care a luptat până la urmă și a reușit să obțină maximum din acea fază. Vadim Paerele, care va executa această lovitură de colț. Centrare direct pe poartă, reține Coval. Și acum foarte bine repune ucraineanul Anche, e faultat de către Daniel Lisu. Va vedea cartonașul galben, într-adevăr. S-a desprins acolo Ancheie și urma să scape periculos spre poarta lui Emil Tâmbur. Și doar cu prețul unui fault și a unui cartonaș galben, Daniel Lisu a fost în stare să-l oprească pe înaltul atacant nigerian de la Șerif. Ceva mai mult de 5 minute din această primă repriză. Dacă e să recapitulăm, Șerif a controlat posesia balonului în mare parte a timpului. A vrut mai multe în faza de atac. Cu toate acestea au construit puțin, dar au reușit să marcheze la o acțiune care a început de la o greșeală a capitanului Vadim Bolohan. 1-0 din minutul 32. De partea cealaltă, Milsami a încercat în cele mai multe cazuri să mizeze pe contraatac. Și de o nouă fragmentare
Lambarski va vedea și el cartonașul galben. Este chemat la arbitrul Daniel Luca, care se va îndrepta și spre banca tehnică a Vulturilor Roșii pentru a calma spiritele în rândul antrenorilor de la Milsami. Budev vede și el cartonașul galben pentru proteste. Și aici un fault al lui Lambarski, degeaba a protestat jucătorul lui Milsami. Evident, se pierde din farmicul acestui derby, aceste întreruperi, aceste fragmentări care scad din intensitate, iar echipele nu au un ritm sporit. Gabi Kiki, o nouă diagonală în direcția lui Mbekeli, protejează camerunezul, este în careu să vedem continuarea centrare, dar se opune Lambarski, au cerut corner cei de la Șerif, dar până la urmă este doar au de poartă. Lohan să fie atent, a comis-o deja. El poartă o parte din vină la golul marcat de Ancheie în minutul 32, când a avut o degajare greșită. Vadim Bolohan, care este convocat la Naționala Moldovei pentru meciurile din luna noiembrie cu Albania și Cehia. Două meciuri extrem de importante pentru fotbalul moldovenesc. Pentru prima dată, naționala noastră luptă pentru o calificare la un turneu final. Urmează pe 17 noiembrie meciul cu Albania de pe teren propriu. Toate biletele s-au vândut, se va juca cu casa închisă. Este forfotă mare în jurul acestei partide. Avem nevoie de o victorie pentru a continua lupta în vederea calificării la Euro. Urmează apoi peste 3 zile un alt meci de foc cu Cehia. Și acolo este un interes mare, iar suporterii moldoveni care doresc să ajungă la această partidă pot cumpăra bilete, iar despre procedura procurării tichetelor o pot afla de pe site-ul Federației Moldovenești de Fotbal. Ne așteaptă o lună noiembrie importantă. Spuneam, și Șerif a jucat tot în această lună un meci important în Europa League. Se lasă legea avantajului. S-a încercat o pasă filtrantă pentru urcarea lui Joao Paulo, însă a greșit acolo Amin Talal. Să le urăm succes tricolorilor în aceste două meciuri și să sperăm că se va scrie istorie. Și cu toții, de la mic la mare, vom savura o prezență a naționale noastre la Euro 2024, care va fi găzduit de Germania. Iar Șerif va fi capabilă să iasă din această grupă și să participe pentru al treilea an consecutiv în primăvara europeană. Încă nu au fost șterse din memorie acele prestații ale campioanei Moldovei în grupele Europa League. Victoria cu Real Madrid în deplasare 2-1, succes cu Shakhtar Donetsk acasă. Un loc 3 în grupele Champions League, o calificare în play-off-ul Europa League. Iar anul trecut, Șerif de asemenea a ajuns până în primăvara europeană, acolo unde și-a încheiat evoluția în optimele de finală ale UEFA Conference League, pierzând dubla cu francezii de la Nice. Am văzut nume mari care au venit în țara noastră, începând cu Real Madrid, Internaționale Milano, Manchester United. Echipe foarte și foarte titrate. Numai să vă spunem detaliul că Real Madrid în acel sezon, când a pierdut meciul cu Șerif din grupe, a reușit să câștige trofeul. Ca de Paerele, nu se dă nimic la această fază. Suntem pe finalul primei reprize.
Și din nou presiune pe arbitrul Daniel Luca. Un singur minut suplimentar la această primă repriză. De această dată Badolo este cel întins pe gazon. Foarte repede se va scurge și acest minut. Șerif cu un joc mult mai solid față de echipa adversă din această seară. Preluare largă a lui Samiev. Apare Camara. Daniel Lisu poate să șuteze, încearcă cu efect și obține o lovitură de colț. Va fi, cred că, ultima fază a acestui meci. Toți jucătorii, practic, sunt în careul șerifului și din nou intervine centralul Daniel Luca. Va avea de furcă mult în această seară arbitrul. Spiritele s-au încins de-a binelea și în prima repriză. Am văzut chiar și un galben pentru antrenorul oaspeților Vladimir Gudev. Centrează Paereli, respinge Bueno. Și iată, abia acum se aude fluierul de final al arbitrului Daniel Luca. A început meciul de la Tiraspol, așadar 1-0 pentru campioana Moldovei. Dar să recunoaștem, prieteni, nu am avut parte de cel mai spectaculos fotbal în aceste prime 45 de minute. Șerif, echipa care a dominat autoritar, a avut doar două ocazii, una dintre care a fost fructificată de nigerianul David Ancheie, care a ajuns la cota 5 goluri în acest sezon. Însă golgheter al campionatului rămâne în continuare Radu Gânsar cu 7 reușite, dar care în această seară a fost o umbră palidă. Nu am văzut nicio acțiune până acum, sper să mă contrazică unul dintre cei mai importanti jucători ai oaspeților, cu multe meciuri și la Naționala Moldovei. Vedem însă multe fragmentări care continuă și în repriza a doua. Aceste faulturi care scad din intensitatea meciului. Totodată aceste faulturi favorizează și crește nervozitatea rândul jucătorilor, dar și a staffului tehnic. Am văzut că antrenorul oaspeților Vladimir Gudev a fost deja avertizat de către arbitrul Daniel Luca. Atât Șerif Tiraspol cât și Milsami Orhei sunt deja calificate în etapa finală a campionatului Moldovei. După cum știți, începând cu anul 2022, Liga Superioară a Campionatului Moldovei, denumită Superliga, are un nou format. Acesta a fost elaborat în conformitate cu noile cerințe ale UEFA. Degajează acum greșit Koval. Samiev trimite în față, dar nu reușește Gânsari să protejeze această minge. Și acum Badolo scapă de marcaj, trimite o minge în față. Cam tare pentru Ricardinho, într-adevăr, s-a repliat foarte bine Dijinar și a trimis în spate până la portarul Emil Tâmbur. Campionatul Moldovei, spuneam, este împărțit, dar nu mă lasă jucătorii șerifului. Acum în fața golului, în Becheli, gol! 2-0 și din nou o greșeală a orheienilor. Aduce un nou gol. S-au complicat din nou la o fază simplă. Becheli, care a scăpat singur spre poartă și nu avea cum să rateze cameronezul. Iată, vedem aici un triunghi de pase, greșește Dijinari, Talal, super pentru Ricardinho. Vine din spate Becheli și îl învinge pe Emil Tâmbur pentru a doua oară în această seară.
2-0, prieteni, și cred că Șerif va fi capabilă să obțină o nouă victorie și totodată să se revanșeze în fața lui Milsami pentru acel 0-2, acel eșec singurul în acest sezon al Șerifului. Iată, două greșeli mari în defensivă au făcut ca Milsami să fie condusă deja cu 2-0. Șerif acum va controla și mai autoritar cursul jocului. Milsami practic nu a contat în prima repriză, însă traversează o perioadă nu tocmai favorabilă echipa lui Vladimir Gudev. În ultimele două meciuri de campionat, Milsami a pierdut șefia clasamentului după un 0-3 neașteptat pe terenul lui CSF Bălți și un 1-1 cu Petrocub Hâncești. Șerif, între timp, care a redevenit lideră, iată, poate să-și consolideze poziția din clasament. Out pentru Milsami, spre nemulțumirea unor jucători de la Șerif. Tiraspolenii, care cu siguranță sunt mai mult cu gândul la returul cu Servet Geneva de săptămâna viitoare. Un meci extrem de important în vederea calificării în primăvara europeană. În prezent, Șerif evoluează în grupele Europa League, în grupa G, din care mai fac parte AS Roma și Slavia Praga. Tiraspolenii, la fel ca formația elvețiană, au câte un punct în urma meciului direct de la Tiraspol de la sfârșitul lunii octombrie. Acum o minge cam incomodă pentru Coval. A reușit acesta să respingă, dar a fost în cele din urmă faultat de către Vadim Paierel. Iată aici o intrare dură a lui Paierel. În prim plan cu Roman Pilipciuc, specialist în vârstă de 56 de ani, care a mai trecut prin campionatul Moldovei acum vreo 15 ani, pe când o antrena pe Dacia Chișinău. A fost atunci una din primele experiențe în calitate de antrenor principal pentru acest specialist. A fost una cu succes, dacă putem spune așa, un loc 2 obținut de Dacia Chișinău și o finală de cupă cu Șerif Tiraspol, pe care au pierdut-o Lupii Galbeni. Din păcate, Dacia Chișinău, echipă care a reușit să devină campioană în anul 2011, nu mai există pe harta fotbalistică a Moldovei. A dispărut această echipă acum câțiva ani. Iar soarta a făcut ca Roman Pilipciuc să ajungă între timp la Șerif Tiraspol. Ultima dată acesta a antrenat în Slovenia, devenit vicecampion al acestei țări cu echipa Celje. Însă a devenit cunoscut în special grație evoluției sale sau activității sale la echipa Spartak Moscova, care a devenit campioană în 2017. Iar Pilipciuc a fost unul dintre secunzii antrenorului italian Massimo Carrera. Din nou s-a instalat liniștea la Tiraspol. Odată cu marcarea celui de-al doilea gol, Șerif domină destul de calm. Nu le permite orhienilor mare lucru la propria poartă. Însă o parte din vină o au și orhienii, care nu sunt la fel de incisivi cum au fost în special în partida de la Orhei dintre cele două echipe. Atunci Milsami chiar a creat mult. Mi-aduc aminte că și antrenorul Roberto Bordin era scos din sărite din cauza prestații elevilor săi. Nu s-a așteptat acesta ca Milsami va fi în stare
nu doar să opună o rezistență destoinică, dar și să bată multipla campioană a Moldovei. Spuneam, este singurul eșec al tiraspolenilor din acest sezon. A mai fost un rezultat de egalitate pentru Șerif cu Petrocub tot pe teren propriu. Graur. Șerif nu mai face pressing. Invită echipa orheană la joc, însă chiar și așa se precipită fotbaliștii pregătiți de Vladimir Gudev în criză de idei. Și acum un fault asupra lui Camara. A picat bine acest gol pentru Șerif, care astfel este scutită de emoțiile acestei partide. O pasă greșită a lui Grau, recuperează Talal, greșește însă Ricardinho. Foarte mult rebut tehnic de cele două părți. Spuneam, s-au disputat deja 3 meciuri din această etapă. Dacia Buican, Spartanii Selemet 1-1, Petrecum FC Florești 6-0 și CSF Bălți, Zimbru 0-1. Urma acestor rezultate, singura schimbare din clasament este urcarea pe locul 2 a celor de la Zimbru, care totalizează deja 24 de puncte. Milsami a coborât pe 3, are 22, mai are șanse să revină pe locul 2, dar pentru aceasta ar trebui să câștige o victorie în extremis deja, pentru că este condusă cu 2-0, ar permite Vulturilor Roșii să revină chiar pe prima poziție, acolo unde este Șerif cu 25 de puncte. Însă cea mai singura întrebare rămasă din cadrul primei etape a Superligei este locul 6, pentru care luptă 3 echipe cu șanse mai mari pentru FC Florești, șanse foarte bune și pentru Dacia Buicani. Aceste două echipe sunt despărțite de doar 2 puncte. Dar și spartanii nu trebuie scoasă din calcul. 5 puncte o despart pe formația din Selemet de FC Florești, când sunt încă 3 etape de jucat. Însă este greu de crezut că spartanii va reuși să se implice în lupta pentru locul 6. Între timp, vedem o primă modificare, scos din teren camerunezul Jerome Bechelie, cel care a marcat golul 2 al echipei sale. În locul său a intrat un fotbalist de numai 18 ani. Este vorba de Conan Lucu din Coasta de Fildeș, un mijlocaș în vârstă de numai 18 ani. A fost legitimat deja pe parcursul sezonului tânărul mijlocaș, însă să vedem acum această acțiune de Die Bueno, un alt columbian din lotul Șerifului. A fost la faza de construcție, dar a greșit pasa pentru a încheie. Surprinde absența lui Luvanor în această seară. Nu avem informații care ar fi lipsa moldoveano-brazilianului. A avut o istorie interesantă acest fotbalist. Încă acum 10 ani, Federația Moldovenească de Fotbal încerca naturalizarea lui, dar nu a fost să fie. A apucat să joace în 4 meciuri amicale în care a reușit să marcheze 2 goluri. Însă FIFA așa și nu a mai permis naturalizarea lui. Pentru ca să se întâmple acest lucru, el ar fi trebuit să evolueze 5 ani consecutivi în Moldova. Și acum o primă acțiune așa parcă mai vie a formației Milsami. A fost o acțiune în care lui Koval a încercat acolo Radu Gânsar să șuteze spre poarta ucraineanului, dar
Mingea s-a oprit în blocaj. Lăsată să joace Milsami. De minute bune, băieții lui Vladimir Gudev parcă sunt mai prezenți în jumătate de teren adversă. Însă iarăși șchioapătă la capitolul creativitate. Cu toate problemele care mai sunt, Șerif, iată, cel mai probabil va fi capabilă să ducă până la bun sfârșit acest meci. Încă o acțiune a oaspeților. Camara dreapta până la Dinu Graur. Moale pasă până la Daniel Lisu, însă nu știu ce a vrut să facă șeptarul lui Milsami. Fie că a vrut să centreze sau poate chiar să-l surprindă pe Maxim Coval. Coval care în continuare este titularizat de Roman Pilipciuc, chiar dacă se spunea că acesta va pleca. Nu a avut cele mai bune prestații în preliminarele Champions League, ulterior Europa League. Sunt tocmai 7 portari la Șerif în acest moment. Razac, ganezul Razac Abalora, tinerii Roman Dumenco și Victor Străistar, Sergei Pașenco, Dumitru Celeadnic, Maxim Coval și croatul Toni Silic. Spre exemplu, meciul trecut din campionat cu Dacia Buicani, Roman Filipciuc l-a titularizat pe portarul de numai 19 ani, Toni Silic, de prestația căruia a rămas extrem de mulțumit. Ancheie, însă, nu are cu cine combina. Abia acum a apărut acolo pe stânga Cedric Badolo. Și el, internațional, apără culorile selecționate din Burkina Faso. Un jucător care evoluează de mult timp la Șerif Tiraspol. A împlinit recent 25 de ani, chiar ieri. I-a împlinit fotbalist care a venit la Șerif în anul 2021 din campionatul Slovaciei și este titular la naționala din Burkina Faso. Deocamdată nu are goluri pentru selecționata acestei țări. Foarte multe schimbări au avut loc la Șerif în ultimii ani. Nu a rămas practic mai nimic din acea echipă, putem să o numim de aur, construită de Iuri Vernidub. Atunci, 2 ani în urmă, Șerif se califica surprinzător pentru foarte multe lume în grupele Ligii Campionilor. Avea să întâlnească adversari de temut, dar așa și nu s-a temut Șerif de acești adversari, ba chiar pe unii i-a și bătut, în special pe Real Madrid, chiar pe terenul acestuia, sau pe Shakhtar Donetsk, chiar la Tiraspol. Au fost prestații destoinice și în dubla cu Internaționale Milano, ambele meciuri pierdute cu 1-3. Iar apoi un 0-0 în ultimul meci cu Shakhtar și Șerif s-a clasat pe locul 3, într-o grupă în care unde a fost chiar lideră după 3 etape. Incredibil, dar adevărat, Șerif lupta pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor. Între timp, o schimbare columbiană, dacă putem spune așa, este scos din teren Alejandro Artunduaga. A fost introdus un alt jucător defensiv, Cristian Tovar. Foarte multă lume a savurat acel sezon superb reușit de Șerif. Un sezon care a scos fotbalul moldovenesc practic din anonimat la nivel de club. Foarte multă lume a început să vorbească de campionatul Moldovei.
numai cât a făcut acea victorie cu Real Madrid, o victorie smulsă în ultimul minut de joc, un gol superb reușit de luxemburghezul Sebastian Thiel, un gol care a candidat chiar și la titlul de cel mai frumos gol al etapei în Champions League. Voi profita și voi povesti în continuare despre acel sezon fantastic, pentru că, din ce vedem, Milsami nu poate, iar Șerif nu forțează deloc evenimentele din teren. Aproape 20 de minute scurse până acum, iar Șerif are deja 2-0. Ancheie și Mbekeli sunt jucătorii care au marcat cele două goluri. Și cel mai probabil, dacă observ eu bine, Șerif a făcut un pic pasul înapoi. Astfel îmi explic faptul că Milsami este capabilă să construiască mult mai ușor acțiunile de atac. Paerieli cu această minge pentru Sfinarenco, greșesc însă vulturii roșii. Și acum Ricardinho. S-a complicat acolo nou intratul Lucu. Deposedat ușor fotbalistul ivorian. O nouă greșeală și un cartonaș galben din partea lui Camara, care a oprit acest atac promițător și... dar nu se dă nimic. João Paulo, unul dintre cei doi João Paulo, pentru că pentru cei care nu cunosc, João Paulo de la Șerif mai are un frate geamăn, care este component al echipei Zimbru Chișinău. Și pentru a putea deosebi, João Paulo de la Zimbru, care este mai mic cu câteva minute, este numit João Paulinho. Scapă mingea, Sfinarenco va fi lovitură de colț. Din nou deranj la poarta lui Emil Tâmbur, care tot nu prea a avut mult de lucru, să recunoaștem. Au dezamăgit oamenii din defensivă, care au greșit la cele goluri ale Șerifului. Centrarea lui Ricardinho, fault în atac comis de Tovar. Se grăbesc orhenii, l-am văzut la o fază de mai devreme pe Vladimir Gudeva alergând după o minge pentru a o da elevilor săi să repună cât mai repede, să o repună cât mai repede în joc. Șerif s-a încălzit de-a binelea în această săptămână în cadrul Cupei Moldovei Moldtelecom. Echipa lui Roman Filipciuc a reușit să treacă destul de ușor de către FCM Ungheni. A fost 5-0. De partea cealaltă, Milsami a trecut de FC Făleș cu 2-0. Iată aici o execuție acrobatică a lui Radu Gânsari. Evident, fără pericol la poarta lui Maxim Coval, care repune acum această minge în joc, puternic. Aleargă Lucu, este acolo și Sfinarenco. Cade Sfinarenco și să vedem, se resimte fundașul lateral al lui Milsami, care va avea nevoie și de intervenția medicilor. Nu am înțeles ce a fost acolo, poate în momentul când cel mai probabil a căzut nefericit jucătorul lui Milsami.
Chiar și când nu au cel mai convingător joc, Sheriff, iată, reușește să marcheze în campionat și să fie foarte aproape de o nouă victorie. Noi revedem golul lui Mbekeli. Execuție simplă a camerunezului. Nici nu s-a bucurat stranierul de la Sheriff. Sigur pe el că va marca. Și reacția lui Roman Filipciuc, nici el nu a schițat un sentiment de bucurie. Însă greul pentru Sheriff va urma după anul nou, atunci când va începe etapa finală. Spuneam despre noul format al Superligii. Primele 6 echipe clasate la finalul primei părți din cele 8 acced în faza finală, iar din etapa a doua toate punctele sunt anulate. Încă un atac pentru Milsami, Gânsar pe stânga. Schimbă partea de atac pentru Camara, dar greșește Radu. Anul trecut, Sheriff a dus o luptă aprigă cu Petrocub Hâncești în etapa finală, iar titlul s-a decis în ultima etapă. Să vedem, se pregătește o schimbare. Vladislav Zavalișca de la Milsami va intra în teren, cel mai probabil în locul lui Sfinarenko, dată care în continuare primește îngrijiri medicale la marginea terenului. Milsami joacă în 10. Un nou fault. Nu acestea au fost așteptările de la această partidă din partea spectatorilor, dar și telespectatorilor care ne urmăresc acum. Ne-am dorit mult spectacol fotbalistic cu multe goluri. Jocul a fost reluat. Sheriff atunci și-a asigurat titlul de campioană doar în ultima etapă. Între timp, un cartonaș galben și pentru fundașul columbian al Sheriffului Didier Bueno. Mai puțin de 20 de minute din această partidă, care, iată, nu este tocmai cea mai colorată. Evident, ne-am dorit să avem meciuri cu o intensitate mult mai mare, cu un ritm mai înalt de joc, cu multe ocazii și goluri marcate. Ce-i drept, în trecut, cele două formații au reușit să ofere astfel de meciuri. Scos pe targă Serghei Sfinarenko, probleme pentru jucătorul lui Milsami. Ce a fost aici? Un offside la Dinu Graur. Din nou l-am văzut, printre altele, pe antrenorul Roman Filipciuc, foarte calm specialistul ucrainean. Koval degajează puternic direct până în brațele oponentului Emil Tâmbur. Încearcă totuși Milsami, cred că și-a îmbunătățit mult situația la capitolul posesie. Acum o minge dificilă pentru Tâmbur și se complică. Iată, nu este pentru prima dată când greșesc nepermis elevii lui Vladimir Gudev. Totul s-a terminat cu bine și acum sunt în atac deja. Vadim Paierel poate să centreze. Este faultat și să vedem, va fi, cred că, un galben pentru Armel Zuri, într-adevăr.
Foarte multe cartonașe galbene, am pierdut deja numărul acestora. Și atât o greșeală care putea să-i coste scump, însă totul s-a terminat cu bine, pentru că foarte repede Milsa mi-a dus mingea în cealaltă jumătate de teren și obțin o lovitură liberă. Cine va executa? Același Vadim Paeriel. Un jucător crescut de Sheriff Tiraspol. Dar care a mai jucat pe la Sfântul Gheorghe, acum și la Milsami. Centrare la prima bară. Respinge Ricardinho. Va fi out pentru Milsami, care iată încearcă să ia cu asalt poarta lui Coval. Și s-a terminat acum atacul orhienilor. Nu se grăbește Armel Zuri să repună balonul în joc. Foarte mulți copii vedem în tribunele stadionului Șerif din Tiraspol. Este bine că din ce în ce mai mulți copii sunt prezenți la meciurile din cadrul campionatului Moldovei. Suntem în ultima lună de toamnă, însă în continuare ne bucurăm de un timp generos. Luna octombrie a fost foarte călduroasă și meciurile au putut fi urmărite cu mult mai multă plăcere. Deci astăzi nu este tocmai frig. Anche e la marginea careului, șutează interesant, dar direct în brațele lui Tâmbur. Continuăm să avem foarte puține ocazii, vreo șase dacă am consemnat până acum. Graur respinge greșit, Talal acolo și acum Radu Gânsar, dar Didier Bueno mult mai bine poziționat a îndepărtat pericolul. Aleargă Ancheie, Tâmbur se complică, nu? Până la urmă păstrează mingea în teren Artem Vadim Dijinari. Și el un produs al școlii de fotbal Sheriff Tiraspol. Zuri înapoi până la Gabi Kiki. Neatent fundașul central. Dar nu era nimeni pe preajmă. În etapa următoare, programată timp de 3 zile, pe 10, 11 și 12 noiembrie, să vedem un fault acolo comis de către Bolohan. Sheriff va juca pe 12 noiembrie pe terenul lui FC Florești, iar Milsami o va găzdui pe Dacia Buicani. Din nou se aude fluierul arbitrului Daniel Luca. Am anticipat că va fi o luptă crâncenă, însă oricum nu m-am așteptat că vor fi atât de multe faulturi și atât de multe întreruperi. Oricum, jocul nu a avut multe conflicte, multe situații delicate. Badolo respinge aiurea. Nu ajunge Lucu la această minge și acum Gânsare scoate pentru Paieri. În duel cu Armel Zuri, centrare, reia cu acolo Camara. Doar în blocaj, oricum acțiune care merită atenție.
puteau să o gestioneze altfel. Foarte vocifer antrenorul oaspeților, Vladimir Gudev. Cred că îl puteți auzi și dumneavoastră. Își îndeamnă elevii săi să fie mult mai curajoși, mai agresivi în atac. Jucători de la Milsami întins pe gazon. Abia acum mingea este trimisă în afara terenului. Este capitanul Vadim Bolohan, care între timp a fost convocat pentru ultimele două meciuri ale naționalei din preliminariile Euro 2024. Este un luptător, Vadim Bolohan, la ai săi 37 de ani. S-a ridicat și poate continua să joace. Va fi trimis în teren Munashe Garananga, un fundaș central din Zimbabwe. Momente de fair play, balonul întors la formația orheană. Iată, vedem Anche e cât de jos este, doar în zona mediană este așteptată formația orheiană. Preluare largă a lui Paierele și acum Badolo. João Paulo, neatent, a fost deposedat. Radu Gânsari scoate pentru Dinu Graur, centrează în blocajul lui Didier Bueno. Puțin peste 10 minute din această partidă, părăsește terenul capitanul Ricardinho, iar banderola de capitan revine astfel la Amin Talal, cel care a purtat-o până la venirea antrenorului ucrainean pe banca șerifului. Aplaudat Ricardinho, el a pasat decisiv la golul lui Mbekeli din minutul 48. O legendă, să spunem așa, a echipei tiraspolene. A mai jucat în trecut la această formație, pe care a evoluat în campionatele Serbiei și Poloniei. A revenit la campioana Moldovei la ai săi 33 de ani. Camara încearcă o acțiune individuală. Foarte bine se opune Garananga. Au cerut fault tiraspolenii. Este neclintit însă arbitrul Daniel Luca. Out pentru Șerif până la urmă. N-am mai apucat să spun cu cine vor juca echipele, așadar Milsami pe 11 noiembrie va juca cu Dacia Buicani, iar FC Florești va întâlni pe Șerif o zi mai târziu. Spuneam, vor fi 3 zile de meciuri. O centrare a lui Camara, mingea traversează întreg careul tiraspolenilor. Minge de arbitru, Daniel Luca a intervenit nefericit pe traiectoria balonului. Între timp are nevoie de intervenția medicilor un jucător de la Șerif. Nu văd cine este. Cel mai probabil pare să fie columbianul Didier Bueno. Nu, chiar capitanul Amin Talal. Da, are multe de spus elevilor săi, Vladimir Gudev, care nu au strălucit deloc în această seară, în special la capitolul defensiv, nici la cel ofensiv. Nu au avut cine știe ce ocazie la poarta lui Koval.
S-a ridicat Alal și părăsește terenul pentru a primi și alte îngrijiri în aplauzele spectatorilor. În schimb, meciul de mai devreme care s-a jucat la Bălți dintre FC Bălți și Zimbru Chișinău a fost urmărit din tribune de câteva mii de spectatori. Un meci electrizant în care Zimbru a reușit să se impună cu 1-0 grație unui gol marcat de Marin Căruntu în minutul 53. Cu acest succes Zimbru a urcat pe locul 2 cu 24 de puncte. Foarte multe greșeli, pase în adâncime pentru jucătorii din atac, la care nu mai ajung aceștia. Gânsari. Trece în prima instanță de Garananga, dar scapă mingea în afara terenului. Rămâne la cota 7 goluri Radu Gânsari, însă vin din spate tot mai mulți jucători în clasamentul golgheterilor. Câte 6 reușite au Nicolae Solodovnikov și Amin Talal. Cinci goluri au Mihai Plătică, Luvanor, Marin Căruntu și iată David Ancheie. Faultul lui Talal, înduiel al capitanilor, intervenție nefericită a marocanului. O reacție nervoasă a lui Vadim Bolohan, dar aici vedem ocazia celor de la Șerif. Zuri s-a precipitat în fața porții și nu a mai reușit să-l învingă pe portarul orhienilor. S-a stins un pic și nigerianul Ancheie, care așa și nu s-a făcut văzut în partea a doua a meciului. Dar până la urmă și-a făcut datoria, tânărul atacant al Șerifului acesta a reușit să marcheze minutul 32, cei drept a îndeplinit o simplă formalitate, înscrind practic cu poarta goală la opțiunea școală, reușită de João Paulo, iar aici Zavalișca trimite neinspirat pentru Emil Tâmbur. Nu s-au sincronizat cei doi și va fi corner pentru Șerif. Nu au făcut multe modificări cei doi antrenori. Poate pe final de meci va încerca totuși să mai schimbe ceva Vladimir Gudev, dar nu pare să aibă multe opțiuni. Centrare și reține fără emoții Emil Tâmbur și acum Shahrom Samiev încearcă să declanșeze contraatacul. O minge incomodă scoasă pentru Lambarski, revine la acesta hands comis de Talal. Este momentul când se va produce schimbarea. Nu, s-au răzgândit orhienii, urma să fie schimbat Daniel Lisu. Dinu Graur. Cu întreg efectivul în propria jumătate de teren, formația Tiraspoleană. Mai rar o vezi pe Șerif să se apre cu toată echipa. La primul său meci pe banca Șerifului în campionat, Roman Filipciuc de asemenea a menționat faptul că echipa sa a fost pe alocuri dominată de către ultima clasată Spartanii.
toate acestea, Șerif s-a impus cum categoric 4-0. Vom avea, cred că, multe minute de prelungiri la acest meci. Au fost prea multe pauze. Daniel Isu trebuie să părăsească terenul de joc. Va fi... Nu, până la urmă. Vedem că va fi scos din teren Igor Lambarski. A făcut semn că nu mai poate continua. Intră în teren ucraineanul Iaroslav Terehov. Un jucător venit în vara anul trecut la Milsami. A fost introdus un fundaș central. Trimite în față Terehov. Se opune Didier Bueno și acum Badolo. Pierde duelul cu Camara Dinu Graur în poziție centrală. Un 2 cu Vadim Paierel. Foarte bine intervine Talal și acum Badolo. Demarcat pe stânga, Ancheie primește acesta. Faultul lui Camara. Și cere scuze acesta. Chiar sunt curios să văd care ar fi un raport al faulturilor comise de cele două formații. Suntem la finalul timpului regulamentar. Șerif o conduce pe Milsami cu 2-0. Grație golurilor marcate de Ancheie, minutul 32, și Jerome Becheli, minutul 48. În urma unor acțiuni destul de simple și pe alocuri destul de frumoase. 4 minute suplimentare s-au dictat de la margine. Îl vedem la centrul terenului și pe Dumitru Rogac, un alt atacant de la Milsami, care va fi introdus în teren. Un joc confuz, nici de cum nu pot aduce mingea în fața porții lui Koval, elevul lui Gudev. Foarte multe centrări la întâmplare și, evident, nelipsitele faulturi. Momentul când se produce schimbarea, este scos Vadim Paierel și va avea la dispoziție vreo 3 minute Dumitru Rogac. Va juca cu mai mulți oameni ofensivi, Vladimir Gudev pe final. Să vedem dacă vor reuși să marcheze măcar un gol. Timpul trece, iar Șerif se îndreaptă cu pași siguri spre o nouă victorie. Și acum Ancheie, un plus de viteză în fața lui Bolohan. Înapoi până la Joao Paulo. Continuă acesta, un 2 cu Talal și acum Badolo scoate repede mingea pe partea dreaptă până la Zuri. Înapoi până la Gabi Kiki. Garananga pe post de mijlocaș la închidere. Sunt foarte multe absențe totodată și în lotul Șerifului. Musaki Abu și revine după o accidentare. De asemenea, Peter Ademo este și el indisponibil. Foarte puțin timp ne desparte finalul acestui meci. Șerif obține o nouă victorie și își consolidează situația din clasament. Așa și nu a mai îndrăznit Roman Filipciuc să trimită din moldovenii pe care i-are la dispoziție. A încercat acolo Lucu să trimită spre poartă din plonjon. Poziție destul de bună. Acum și gol! Reușește în cele din urmă
Ilsami să marcheze în minutul 93. Ne-a mulțumit Maxim Coval pentru că a fost lăsat la bara a doua de unul singur, Mamadou Camara. Samiev scoate această minge pentru Radu Gânsari. A fost o reluare cu capul a lui Dijinari și Camara îl învinge din câțiva metri pe portarul Maxim Coval. Iată, se grăbesc orheienii, încearcă totuși, mai au timp pentru un atac poate, dar trebuie să scoată mingea din acea zonă. Să vedem, João Paulo trece acolo de doi adversari și este out totuși pentru Șerif. Foarte puțin timp au la dispoziție, dar iată încă un cartonaș galben. În continuare se ceartă acolo Vladimir Gudev, s-a a prins bine antrenorul lui Milsami, pentru că echipa sa a reușit iată să marcheze și dacă ar fi avut mai mult timp la dispoziție, poate ar fi încercat să obțină și un egal, dar nu. Meciul se încheie aici, prieteni, 2-1 pentru Sheriff Tiraspol. Între timp, un cartonaș galben pentru Shahrom Samiev, deja după fluierul final.